credeți că m-am trezit eu de una zi cu stensila asta în casă adusă de Alexa și Ștefan, că au găsit-o pe la un chinez, un asiatic și că s-o pun la test. Bine, Alexa, că îi place și foarte mult lumea asta a ustensilelor de bucătărie. Între timp am luat-o și am mâzgărit-o cu un pix, că asta e viața. Astăzi m-am gândit să o pun la test, că zice că ar fi o ustensilă perfectă pentru a desface avocado. Cu vârful ăsta zice că, uite, desfaci în două avocado, cu chestia asta de aici, sâmburele avocadului și cu chestia asta feliezi avocado. Deci mi se pare foarte interesantă ustensila și dacă funcționează, are nota 10 de la mine, vă prezint și vouă, acum să vedem de ce e în stare. Ustensila asta o găsiți, am văzut și pe pagini precum Amazon și în pagini din astea. Ea arată cam așa odată deschisă, stați să o văd și eu. Mă duc să o spăl și ne apucăm de treabă. Aici e o parte siliconată, iar restul este din plastic. Ia să vedem cum stă situația după ce o spălăm. Gata este, dar pixul de pe ea nu s-a luat, pentru că partea asta e silicon și bineînțeles că nici a făcut de cap, dar nu e nimic. Am aici două bucăți de avocado. E perioada lor, e perioada când sunt cei mai gustoși și când îi găsiți copți, ne ținuți la cameră în general, pentru că în perioada asta anului se coc. Dacă sunt de pe la Ecuador, de prin America de Sud, mai bine nu. Dar dacă sunt din Europa, e de bine cu ei. Hai, că am făcut și mica paranteză, începem testul ustensilei. Prima oară desfacem avocado cu partea asta. A, uite că se deschide frumos! Wow! Asta funcționează. Bine, treaba asta poate face și un cuțit. Am deschis avocado. Acum hai să încercăm partea asta pentru sâmbure. Să vedem dânsa cum funcționează. Că asta m-ar interesa pe mine cel mai mult. Să pot scoate sâmburele bine. Și că-i faci așa. Wow! Alexa! Funcționează super pentru scos de sâmbure. Fenomenal, super fain și nu face nici mult rău sâmburelui, adică putem să-l plantăm. Și acum, dacă funcționează și feliatorul, nota 10 pentru ustensilă. Sunteți pregătiți? Asta este fața ustensilei pentru feliator. Îl băgăm aici. Oh my god, deci am emoții. Am emoții la ustensila asta, că până acum a funcționat super bine. Nu cred. Deci nu cred. Fiți atenți aici. A mai rămas pentru că ăsta este super moale. Dar fiți atenți aici cum a feliat avocado, deci nu cred. Funcționează! În sfârșit, după atâta mare de vreme, găsești și o ustensilă care să funcționeze 100%, știi? Adică super bine. A mai rămas, repet, pe ustensilă pentru că avocado e super moale. Doamnelor și domnilor, în sfârșit, găsi și eu o ustensilă care funcționează, o curăț puțin, văd că se curăță destul de repede, cred că sub jetul de apă imediat s-ar curăța. Am aici demonstrația de cum a feliat avocado, fiți atenți ce frumos l-a lăsat. Dacă ar fi fost o țâră mai tare, l-ar fi lăsat perfect, dar chiar și așa, uite ce frumos l-a făcut. Deci mie nu-mi vine să cred. Bine, am putea face treaba asta și cu un cuțit fără probleme, adică voi știți că eu folosesc un cuțit pentru a face toate astea, dar având o ustensilă care ajută la toți pașii desfăcutului de avocado, mie mi se pare super fain. Deci mie îmi place foarte mult, îi dau nota 10. Ia uite ce fain, să vezi ce o să-i placă Alexie, pentru că ea e mare amatoare de tăiat, porționat și făcut avocado, deci chestiunea asta s-ar putea să placă întregii familii, nota 10 de la mine. Îmi spuneți și voi în comentarii cum vi se pare. Mie mi se pare chiar fain și după atâta mare de vreme de testat ustensile de bucătărie, în sfârșit găsi una care funcționează 100%. Cam atât am avut de zis despre ustensila de desfăcut avocado, de procesat avocado. Sper că vă este de folos clipul de astăzi. Ne vedem și data viitoare. Ce ustensile așa ciudățele mai aveți pe lista voastră și v-ar tenta să le testăm într-un clip? Înscriți în comentarii sau îmi lăsați link-uri, că și pe mine mă face curioasă ideea. V-am pupat, să aveți o seară faină în continuare.